Bună seara, numele meu este Ioan Gabriel. Vă prezint un buldog plutitor. O linie cu musculițe artificiale. Opa, i-a lăsat cu o mare greșeală. Sunt semnele de înaltă tensiune. Domnul a zis, nu așa. Sponsorul emisiunii de astăzi de pescuit este firma Terra Rent-a-Car, cu site-ul terrarentacar.ro, închiriere de mașini la 7,9 euro pe zi. Să trăiască vecinul! Deci nu mai sunt pești la București și ați venit să ne vizitați. V-am zis poanta că mi-au furat hoții și retele? Bună seara! Mi-au furat hoții și retele. Dacă vă zic că am și filmarea făcută, bună seara copii! Ce faceți? Bine. Wow, ce mă bucur! Știți ce a pescuit Gabriel astăzi? Biban, știți unde? La Udei. Greșit răspuns! În barajul mare la... ce filmul făcut? Urmăriți filmul dacă vreți să aflați mai multe. Dacă vreți să vă convingeți în direct, priviți aici la găleată. Ca să vedeți ce biban a apărut în baraj și nu știe nimeni. Wow, câți biban și mari! Unde? Aici? Da. Acolo? Rupe! Am văzut mașinile. Da. Mamă, uite, dacă o vedeți și pe a mea, mai intrați, mai trageți pe dreapta, vă uitați. Aveam o informație, precum că... Când a început? Că... De 3 săptămâni, dar nu știu. De un singur om. E, acum am aflat. Și noi la muscă îl testai. Pe muște de 14, de alea cu coadă roz și cu corpul verde. Bățul dor fir textil. Și începe, frate, de nebunie. Am plimbat cu barca și am... Da, eu am fost la Olt, am prins 4 kg de pește, le-am dat cu sare, s-au stricat mațele ei de 2 zile, s-au stricat și am aruncat la tomberon. Să trăiască pisicile, Tom de la tomberon. Să roagă și ei pentru mine. Aici cu ce vă delectați? Cu biban. Bă, da, e curentul tare aici. Au văzut să-i trăsături la oblete. Ah, domnul Emilie cu bibani, mă. Stați așa, că am pus eu ochii pe altceva. Domnul Emilie este cu ăsta scufundat. Eu o să trec pe partea stângă. A și luat deja un biban? Ce mișto e. Aici este șef, eu nu mă bag. N-am experiența necesară pe terenul ăsta, eliminat. Adică dau și nu iau. Ce nu e? Se mai întâmplă și minuni. O linie cu muște, băzduri și testuri. Uite, în baranjul mare. Vă învăț, să nu se pierdeți timpul deja. De seară nu prăjești noi un pește cu mămăligă. Păi avem, mă avem, da. Nu-i nimic. Vă învăț să vă fac muscar. Vă uitați pe internet? La Gabriel Ivan, să vedeți ce face? Nu aveți timp. Oh, dacă m-ar învăța și pe mine cineva cum să fac banii, toate am ajutat la el. Mai e unul care scrie pe un blog, frate, zice... păi să câștigi, că așa, bă, lasă-mă cu poveștile cum era și cum va fi. Ba, el nu m-am uitat la omul ăla lui. Eu le spui simplu, faci filme de pescuit și câștigi bani. Mai simplu, YouTube-ul te ajută, devii partener creator. Ai înțeles? Faci bani, ești propriul tău patron, 10 de milioane pe lună. Ai treabă. Fii atent. Și m-am dat cu vorba și nu reușesc să prind un oblete? La verde. La verde? Da. Eu auzi, doamne, și dacă am verzi? Cred că mi s-a făcut mintea verde că de la atât ce am găsit pe Olt, jaf și cucerire, adică toți o pești bolnavi, plase, curent electric, ape poluate. Zic, pescuiesc în județul meu, frumos și liniște. Ce să faci cu pește? Că eu întâmplător mănânc și pește foarte mult. Dar vedeți că e tot mâna lui Dumnezeu, că dacă peștii au vierme, ați văzut, domnul Emil, peștii au viermișori, Dumnezeu a îngăduit
să mi se strice să nu-i mănânc. Deci nu eu mă păzesc, domnul. Am luat loc aici, dacă mă vedem asta, să mă pui în mașină, mă omoare. Dar trupul e mai important decât mașina, așa că trebuie să... Am bățul scurt, am luat loc aici frumos. Hai să ne distrăm. La maxim acum când dragă obleții noștri. Ia uite ce, mamă, ce frumos ai dat-o. Hai ia țânțarul, uite cum joacă țânțarul. Ce sare un țânțar pe apă, ce enervează, bă, știi. Vecinul și când plecați? Mâine. A, am înțeles. Sunteți de vineri, nu? Da. Eu sunt de joi, plec a noaptea. Iată, bă, vreau să-ți cu o linie așa trasă, nu te duci, Gigele? O, ai auzit de mămăliguță? Păi în seara asta mergi la domnul. Adică spiritul tău. Trupul e până altă parte, într-o tigăiță. Domnul Emil. Plăcerea e mare. Plăcerea pescuitului e mare. Vrea mai la curent, însă învârte apa acolo. Acolo la cu plumb sau la... Cu plumb, da. Dar s-a întâmplat niște minuni. Adică domnul Emil a rupt două linii, a agățat. Eu n-am rupt nicio linie. Decât un plumb, că n-a fost mulineta bună, nu recupera, strângea firea iurea. Aici la baraj, nu? Aici se pe baraj, treceți barajul și până în scări. A, de unde curge vreo 20 de metri, 10 metri. Da. Până în scări. Păi, ei dau la undiță, dar... Ei dau la undiță, dar noi muscarii dăm la muscă, nu dăm noi. Înțelegeți? Noi muscarii dăm la... Uite, de-aia vreau să vă fac eu muscar, acum vă distrați. N-ați dat niciodată la muscă? Ia să vedem. Și eu am venit ca de vară, că a fost foarte cald azi pe 13. Aici vă deconectați, uitați de toți polițiștii. Mai puțin de aia, doi. Păi mai țineți minte, ulecă, dar asta a zis. Nu vă faceți griji. E bine că sunteți sănătoși, astea. Am și o a doua avertismente, se mă urmează. Dar eu nu înțeleg că cum băiatul nu are lanseta cu el. E în mașină. Aoleu, păi ce pescări? Ia uite aici cum ia Gabriel, câte doi odată. Reziști tu așa, nu pui tu la inimă chestia asta. Să n-ai tu lanseta să te distrezi. Am dat în barajul mare, domnul Emil. Sunt trei, erau bancuri, dar s-au dus, n-au stat la mal. Și au venit trei rătăciți de obleți și eram eu cu un băiat să alergăm după trei obleți. Zic, frate, eu mă duc jos, păi de ce? Păi stai, bă, ce am ajuns aici, să alerg după trei obleți? Până prinde ăla musca? Păi vine noaptea, mă duc jos, unde e cârdu. Ia uite aici cârdu cum vine. Ăsta e cel mai recomandat baraj, barajul Bascov. 13 septembrie, pește la curent. Aude-l cum trage, oolo. A, nu ai costică de acolo? Eu nu știu cum să facem să ajungem la Deva, lăsăm oltul. Să mergem pe Mureș, că vine iarna și... Facem o echipă acolo. Facem și noi aventură cu muscari. Luăm și pe Cătălin de la Giurgiu. Mergem și noi. Mai găsim un băiat și suntem patru. La 600 de kilometri, părțit la patru inși, ieșim bine.
Ne ieșim bine cu benzina? Cât ne-ar costa așa 4-5? 600 de kilometri. Nu știu, mă, Gabi, dar pe naua e... Tu ai impresia că am înnebunit la cap și mă duc acolo și se dau la... un gram bocan. Păi nu, de nave nu-i treabă cu el. Deci cum m-ai vedea pe mine că mă apuc și omul ca nebunul de un gram... Păi dar nu, nu e obligatoriu clean acolo. Merișan e somn total acolo. Somn, adică dor. A, păi știu că nu se face treaba la Merișoi. Trebuie să faci aici, unde arată filmul lui Gabriel. Unde arată filmul aici. Dacă urmăriți cu atenție toate filmele mele, vă dați seama, nici nu cheltuiți benzina și vă duceți și unde e peștele. Dacă nu le urmăriți, vă duceți și încercați. Dar ce rost are să încercați de două ori când am încercat eu? Am vorbit cu Bogdan. Bogdane, vii la Biban că trage? Nu, mă duc la clean. Ai luat un clean de 300 și unul de 200. Bă, zic, mai tai, mă, din ei. Păi mă duc pentru doi pești. Am vorbit. Și plin de oase. Ați agățat-o? Am pește în ea și m-a băgat în alea. A, pește. Mi s-a luat, am fost la ult atâtea rupturi de nici nu mai vreau să mai aud. De ultul ăsta. Mă duc pe râu, pe altceva. Deci am scăpat cu tot. Da. Nu, am avut pește de mama. A tras el, da. Să bagă el la structură. Am agățat-o? Deci ia vină. Nu, mă uit la ce, dacă mi-a... Dacă am vreo unul pe problemă. Păi ce zice, sar și ăștia pe muscă. Fii atent! Iată-i unde le dau aici. 13 septembrie 2014. Hai, băieții! Mamă, ce atac ăsta, frate! Aleu, și-a scăpat! Data asta nu o să mai scape el. Mă concentrez aici. A, nu vreți să trageți? Păi mă la frații voștri aici. Începe să simte răcoarea serii. Sunt la tricou acum. Să-i mai dăm o muscă de toamnă. Aolo, ce frumusețe cum a dat în ea. Bă, dar mari mă ăștia. Crescuți ăștia. Parcă a eliminat și pe anglic. Dacă nu, eu elimin eu, sunt doctor chirurg. Pac. Ce mai mănâncă peștele? Părăcoarea asta. Vino, Alexi, repede să-l vei. Uite-vă ca David acolo. A ciugulit de muscă ăsta. Dar să n-alunece în apă, nu mi-e de altceva. David, să n-alunești, dragă, în apă!
De ce? Nu mai vedem noi? Noi dăm pe simțiri aici, n-avem, trecem la categoria simțiri. A, uitați, friptura cum vine, fripturica. Hai băiatul. Amune aici frumos, și uite-i cum sară ăștia, sigur muscăresc. Ia mă să vă dau eu o surpriză. Ia uite, se dăm cu pietre, talut. Da. Ce ne mai place nouă să păcălim pește. Ăștia au fost mai hoți. A vrut să dea. Ia uite ce dată de s-a mișcat buldul. Ouălău! Mamă! Cum a făcut întoarcerea asta. N-am luat? A trecut. N-a văzut firul. Scuzați, scuze de deranj. Opa. Stai mă, nu te mai bate tu din codeci. Nu, eu dau la stânga, nu mai dau acolo. A, uitați unde dau eu, pac. Am pai mei care vânează acolo, nu? Mă dau o scuipaj, mă, ești mai rapid, mă. Ce am șocă pentru noapte, acum să-i pun o starletă la asta. V-am zis, domnule Emil, că am făcut două voblere, aveam unul făcut de mult. Cu barbetă, nu mergea. Pentru ce? Pentru plen. Da, unul de un centimetru jumate și unul de un centimetru. Și le-am vopsit frumos, le-am văzut cum bat, le-am vopsit frumos, le-am pus în pom, zic, le iau când plec eu la Olt. Și le-am uitat în pom, am venit acasă și ieri le-am uitat, dar acum sunt în pom. S-au uscat vopseaua pe ele. Să le definitivez și după aia, când o-i pleca pe râu, să mi le probez. După aia să probez creațiile, să vedem câți clen prind eu cu ele. Au apărut lilieci. Dar eu am impresia că ăștia urmăreau muștri într-o zi.
Deci, domnul Emil, nu doriți să facem o echipă pentru Deva? Nu mă lași că nu știu când pot. După când dată ți-am spus că sunt primul său. Testam și noi mușchii la mreană. Ca alte specii sunt greu, ușor de prins, da, mreana. Mreana, uite acolo, la Micești. La Micești, podul ăla, cât e ține podul de la Micești, prin de-aia dau numai la mreana. Da, da, nu e ca pe Mureș. Pe Mureș să ia mreana de la o palmă până la 6 kg. Da, da, Mureșul e mare, mă, unde pe Mureș? Unde? Dacă ai luat tot un mure și vreau un cap la altul. Păi vă duc eu la punctul ochi, punct lovit, vă zic de bine, unde să vă duceți așa? Pe Mureș. Mă uitam la mrene și era unul cu soldari în apă, lua să merea la un kil jumate lângă mine. Am dat și eu cu Vobler mic, n-aveam cu ce să dau, curgea. Să luase după Vobler niște alea la vreo două palme așa. M-a văzut Gagiu, zice, crezi că dacă ar fi mers la muscă, nu dădeam și noi, nu știam. Păi, frate, nu știu, abar n-am. Eu vreau să încerc, nici n-am prins. Da, și dacă prind mreana la muscă, mamă, ce bucurie o să am. Da. O să iau o sticlă de vin. Nu zic o să mă îmbăt, să mă amețesc cu leac așa. De medicament de bucurie, înțelegeți? Trebuie făcut o mică petrecere. Păi mreană în România la muscă, unde ați văzut? Mai facem și noi un pas către elita mondială, noi, că rămânem la nivelul... Și acolo e cel mai bun loc. Ori mai fi și altele, da. Păi da, eu am fost acolo, degeaba îmi spuneți. N-ați văzut filmele când prindeam clen? N-ați văzut, nu știu dacă am filmat sacul lui Bogdan cu avație mare la 2 kg. Dar mi se pare că am fost cam spre toamnă și noi tot atâta. Cam spre toamnă am fost și noi că... știți când am fost? Așa e. Erau struguri făcuți, că mâncam struguri după el după zi. Tot în perioada asta. Păi, Gabi, știu că aveam 3 bibane acasă încăleată, îi țineam de atâta timp. Da. Mă mănâncă pe mine în pus să le dau să mănânce. Așa. Prind o regină din aia, o pieste de aia regină. Da. Și zic, bă, hai să le arunc în ligheaș. Și le-am aruncat o ligheaș. Yes. Și au mâncat vieți? Și-a mâncat sărac acolo vreo 2 zile, pe deasupra. Da. Și după 2 zile, da. Au murit toți. Păi o fi eliberat venind ceva. Păi îți dai seama că și-a lăsat venind. Da. I-a distrus. Ce anume? Reginele, acolo era la Merișan. În zona aruncă-le. Uite Liliacu, uite Liliacu. Un Liliac la muscă. Li-li-li-li-li. Băi, păi, băi, băi, te-l văd, bă, ce face ăsta aici? Minocua. Nu, știi ce face? Că l-am văzut pe prost. Vede musca și se repede în ea, ce că e... Vânează țânțarul ăsta. Ăsta ar fi al doilea care îl ține. Acolo am prins 5 la rând. Și am renunțat eu. Vino cu asta te calc. Vino cu asta te calc. Acolo am prins 5 la rând. Numai kiwi. Hai, dă-te-o în bără. Lasă-mă să scuă musca. Băi, uite de aici. Ăla face, dar trebuie să-i scot aia aici. L-am băgat bine aici, da. Dar ăsta mușcă? Nu știu, e ca ăla. Gata, hai fugi. Eu după aia mi-am dat seama, sau ca să pun în piele, are o piele de aia.
Eu după aia mi-am dat seama că el atacă musca asta, nu s-a agațat ca prost. O vede ce căiță în țar, chiar nu o prinde, că dacă e o mici nu pare el când s-o prinde. Dar îl agațe dacă vine la muscă. Că-l mai văzut că se duce la ea. Într-o seară nu v-a zis ce am pățit aici? Cu rața când ataca buldo? Uite aici, era o rață, trăgeam și o buldo de colo încoa. Eu trăgeam, ia să repezi la el, eu trăgeam și... Bă, ești nebună la cap, că ăsta e buldo. Și când m-a văzut că o lea aproape la doar la fugă, a zbrat. Numai ciudățenii, băi, pe pământul ăsta. Fantezii și miracole. Mamă, ce-a dat ăsta în muscă, ăsta nu mai este liliac. This is the fish. Acesta este un pește. Ia uite, iar să uita, iese liliacul din gaură de acolo. Băi, să hrănesc peste și mulțumesc. Da, ceva și filmez? Da, filmez și pun pe site. Vă uitați la Gabriel Ivan pe YouTube la filme. Când prinde liliș la muscă, adică azi este în direct. Eu filmez, fac filme, are la pescari unde se prinde peștele. Îi învăț cum să lege muște. Pe domnul Emil leagă muște, acum în loc să stea lângă soție de la muscă, vezi? Ia uite-l, bă. Liliacul ăsta. Păi dacă era, a mea trebuia să bage divorț de mult. Că ăsta eu numai papă. Ce să ajungem? Să ne bucurăm de o muscă. Am agățat ceva, dar... A, cred că e iarbă. Mă gândeam că ăsta e taxul al liliecilor, dar e iarbă de asta. Când am văzut o neagră, gata, s-a dus. Și acum mi-a venit mie o super idee. Auzi, vecinu? Avem un loc la 70 de kilometri când vii de la București. Punem bani la benzină și mergem. Clean și ștucă la greu, pe râu frumos. Că nu dă la caras. Că dacă vedeți filmul ce am făcut noi aseară la plătică, deci eram eu cu domnul Liviu, deci toată lumea l-a plătit și noi nu luam nimic. N-aveam pluta echilibrată. Bățul l-am legat cu scoși să-l fac de 6 metri. Dar să vezi filmul ordine. Au, ce-a dat ăsta în ea, mă, cu noaptea, mă, bă, întuneric. Deci, una peste alta eu sunt depășit, la plute, la... Nu-mi place. A, că am mai luat pește, așa îmi place, dar ia uitați ce bucată de oblete. Cu ăsta fac tigaia jumătate. Eu nu sunt felul de om să stau la plută până trage ăla. Nu mă, am dat, am dat zile, nu mai place. Înțelegeți? Dar la muscă, vreau să vă zic că e nenorocire. Auziți, domnul Emil? Vorbi cu băiatul ăsta, cu Liviu, care fusese eu la pește. Știți ce mi-a zis? Că și domnul director al lui se uită la filmele mele și toată întreprinderea, auziți? Că le-a spus despre filme. Și era interesant. Eu mă bucur, adică, să înveți și ei. Și să vadă ceva frumos din România de aici. Da, e tare curent. A fost oprit? Un metru mai... A fost oprit ieri? Problema... Nu asta e. Problema știu că aici își făcea ori. Undeva și își returna înapoi. Deci vreau să dau exact în cer. Dar nu mai văd. Păi dar pe care curge? Pe a doua? Deci eu ca să rămânăresc acolo ar trebui să dau cam aici. Unde-l face și îl duce înapoi. Și aici ar trebui să facă. A, atacat și a scăpat. Ia. Da. Și cu minte, frate. Da, mai avem puțin de rezistat, mergem să le descărcăm în seara asta. Mamă, ce alergă ăștia pe aici. Bă, ce faceți, mă, liliecilor, mă? Mie-mi trage, dar mă încurc cu liliecii ăștia.
Că ies de aici, au baza de plecare de aici, din tunelul ăsta. Nu, două minute mai dau, cu toate că mai prinde un liliac.